În fiecare an, în perioada premergătoare Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie, Biblioteca Județeană Ovidiu-Însușeanu Hunedoara Deva se mobilizează în acțiunea O Jucărie pentru Fiecare, inițiată în urmă cu câțiva ani. Cu acest prilej a demarat o amplă campanie de sensibilizare și atragere a membrilor comunității, a locuitorilor din județul Hunedoara, pentru a le dărui jucării copiilor din centrele de plasament ale județului. Sute de jucării au fost donate de către oamenii cu suflet mare, aducând astfel lumină pe chipurile unor copii aflați în situații delicate. Știm foarte bine că acești copii au nevoie nu doar de jucării. Știm bine că nu putem suplini lipsa îmbrățișării părintești. Știm că nu putem acoperi toate nevoile acestor suflete greu încercate, dar gestul nostru dorește să aducă un licăr de lumină în ochii lor minunați. Bucuria cu care ne întâmpină, plăcerea cu care se apropie de fiecare obiect pe care îl primesc de la noi, sunt tot atâtea dovezele faptului că merită să facem an de an acest gest. Proiectul O Jucărie pentru Fiecare îl vom continua în fiecare an. Este proiectul nostru de suflet menit să oferă acestor copii jucării în preajma zilei de 1 iunie. Le mulțumesc tuturor celor care au adus jucării, de la copiilor, de la nepoților sau pur și simplu l-au cumpărat special pentru această acțiune. Numărul lor este tot mai mare de la un an la altul, iar acest lucru ne bucură foarte mult. Sutele de jucării au fost încărcate în mașini de la sediul bibliotecii, iar mai apoi au fost transportate la centrele de plasament din județ, acolo unde, deși atmosfera este una apăsătoare, iar grijile copleșesc pe unii dintre cei mici, reprezentanții bibliotecii au reușit să le aducă zâmbetele pe chipurile, dar și în sufletele lor, acum, în preajma Zilei Internaționale a Copilului. Astăzi ne întâlnim ca în fiecare an. De 10 ani ne întâlnim cu Biblioteca Județeană, noi cei de la DGASPC Hunedoara, pentru acești copii, în ideea de a le oferi o zi mai frumoasă de 1 iunie. Mulțumim pentru colaborarea cu Biblioteca Județeană, mulțumim celor care s-au gândit la acești copii să le facă o zi mai frumoasă, ziua de 1 iunie. Managerul bibliotecii a promis copiilor aflați în centrele de plasament că le va face tuturor permise pentru a putea frecventa sediul instituției ori de câte ori aceștia doresc să împrumute o carte, ori să lucreze pe calculatoarele de la bibliotecă. Eu o să vorbesc cu șefa de centru să vă aducă într-o zi să vă facem permise. Aveți și voi acces la tot ce avem acolo. Avem foarte multe cărți în toate domeniile, avem jocuri, avem calculatoare care se pun gratuit la dispoziția voastră. Mulțumim. Vă așteptăm cu drag. La mulți ani, copii! Mulțumim!